deosebită, care în seara asta va veni cu un alt subiect unic, care o să vă placă foarte mult. Mihai o cunosc de foarte mulți ani, este o femeie deosebită, este foarte inimoasă, foarte practică și îi place simplitatea. Și cred că de aceea ne completăm unul pe altul în afacerea asta atât de bine. Miha, te rog! Mulțumesc mult de tot, Marian! Îți mulțumesc și pentru cuvintele frumoase. Câteva cuvinte în plus despre mine. Am 54 de ani, sunt inginer chimist de profesie în domeniul petro- și carbochimiei. Cu partea de network marketing am avut tangență de mai mulți ani, dar din 2009 am început să mă implic mai mult, iar de când am descoperit această companie, fac doar această afacere cu implicarea adevărată. Eu o să vă vorbesc în seara asta, o să vă fac un share screen. Așa. Despre câteva cuvinte pe care noi ar trebui, în general, să le evităm în network marketing. Nu știu cum să fac să reduc aici. Nu știu ce vedeți voi. Vedeți ecranul meu, da? E ok, se vede bine. E ok, da. Miha, e ok. Na, bun. N-am mai făcut de vreo 3 ani de zile. N-am mai fost într-o conferință ca și speaker. Și acum am ceva emoții. Sunt și într-o criză de sciatică, de asta ținuta mea e un pic mai aparte în seara asta. Deci, să revenim la subiectul nostru. Câteva cuvinte sau fraze pe care, în mod normal, noi trebuie să le evităm în network marketing. Nu contează afacerea care o facem. Eu am ales vreo 12 cuvinte, 12 fraze în calupuri de câte 3 pe care o să le discutăm în seara asta. Deci, ce să nu mai folosesc și ce pot să folosesc în loc. Sunt 3 aspecte pe care vreau să le scot în evidență. Unele cuvinte care sunt încărcate emoțional în funcție de experiența persoanei, atenție, le poate folosi doar acea persoană. Pentru că dacă noi încercăm să folosim cuvintele respective sau frazele respective, riscăm să cădem în disgrație, pentru că ar fi bine să nu le folosim. Da? În funcție de cultură, în funcție de regiunea geografică sau chiar de țară, unele cuvinte trebuie înlocuite în afacerea noastră pentru a avea succes mai mare. De ce spun asta? De exemplu, Alex, acum o să fac o comparație cu tine. De exemplu, la Budapesta, din câte am înțeles eu din toate prezentările pe care le-ai făcut, merge foarte bine partea de anti-aging. La noi aici, la Arad vorbesc, nu în toată țara, probabil că nu e așa în toată țara, la noi merge mai bine în afacerea noastră dacă vorbim despre produse, despre felul în care produsele ajută. De asemenea, o altă idee, unele cuvinte îți pot scădea semnificativ șansa de a duce pe cineva la o întâlnire sau de a vinde oportunitatea. Poate că vi s-a întâmplat și vouă să scăpați un cuvânt sau o frază care pe interlocutor l-a deranjat și care din momentul ăla n-a mai vrut să vi se alăture în afacere. Aici avem primul calup. Sunt primele 3 expresii. Cost-preț, care în general îi face să dea înapoi în subconștient. Taxă lunară și hai să te înscriu. În loc de cost-preț, mai bine îi vorbești despre suma inițială de pornire. La noi în România vorbesc acum, vedeți că nivelul de viață nu e foarte ridicat. Ori dacă noi spunem niște începem cu prețurile, s-ar putea să-i șocăm pe interlocutor și să spună, aoleu, nu-mi permit.
Da? Deci ar fi bine totuși suma inițială de pornire și aici fac referire la acei 25 de euro în care noi plătim doar site-ul. Da? Cu alte cuvinte, poți să vorbești despre obținerea biroului virtual. Sau poți să folosești în loc de cost-preț cuvântul sumă. Sau altceva, ce găsești tu mai bun, care crezi că prinde mai bine la interlocutorul din fața ta. De asemenea, de evitat ar fi taxă lunară. Sau chiar cuvântul taxă. Uneori suntem tentați să spunem, da, trebuie plătită o taxă lunară, dacă vrei să ai toate beneficiile. Nu. Să evităm lucrul ăsta. Pentru că mai bine folosim, de exemplu, cumpărătura lunară sau de mentenanță, care ne asigură accesul la mai multe bonusuri. Găsim un alt termen care să ne ajute, dar nu termenul taxă. De asemenea, mai putem să spunem ceva de genul, bun, trebuie plătit ceva ca să susții afacerea ta, ceva lunar, o sumă modică, dar asta te ajută pe tine în dezvoltarea afacerii tale. Expresia, hai să te înscriu, să știți că pe mulți o simt chestia asta ca pe o povară. De multe ori se gândesc, aoleo, bun, vrea să mă înscrie, dar de ce vrea să mă înscrie? Oare ce câștigă el de pe urma mea? Oamenii, în general, gândesc așa, trebuie să plătesc. Sau asociază această frază cu o piramidă. Hai să te înscriu, bun, tu mă scrii pe mine, probabil că eu trebuie să scriu pe altul și așa mai departe. Mai bine spui, hai să devii membru. Sau hai să devii partener. Sau hai să începem procesul de înregistrare pentru cineva care vrea doar produsele. Următorul calup ar fi la următoarele cuvinte. Semnează sau contract. Să știți că pentru foarte mulți chestia de contract și să semneze un contract nu le convine. Mulți nici nu citesc contractele. Să fim sinceri, nici noi nu le citim chiar pe toate. Poate că le descoperim unele lucruri pe parcurs. Dar chestia asta apasă. Cuvântul contract apasă. De asemenea, cuvântul afacere. Unii oameni se tem de ideea ca ei să aibă o afacere proprie. Și iarăși un cuvânt cu rezonanță negativă în mintea multora este cuvântul prezentare. Ce putem să folosim în loc de contract? Mai bine vorbești despre un parteneriat. Poți să explici că este o autorizare a colaborării tale cu compania. Autorizarea parteneriatului sau chiar aprobarea electronică a înregistrării. Este mult mai bine perceput mesajul. Da? Poți să folosești ca și termen cuvântul înțelegere. Deci nu contract, ci înțelegere între tine și companie. Ați văzut că de fapt pe orice site sau oriunde intrăm sau ne facem un birou virtual, facem o înțelegere de fapt cu acel site. Semnăm electronic ceva. Dar în mintea celorlalți, cuvântul înțelegere este mult mai prietenos, mult mai friendly. Cuvântul afacere, așa cum am spus, pe foarte mulți îi sperie. Acest cuvânt poate fi folosit cu ușurință cu oamenii care simt afaceri. O să puteți întâlni oameni care au mai făcut alte MLM-uri sau oameni chiar de afaceri, care au afaceri clasice. Dar acest cuvânt nu-l folosiți dacă nu sunteți siguri de interlocutorul vostru. Poți să folosești alți termeni, gen proiect, parteneriat, oportunitate, ceva care credeți că prinde la interlocutor. De asemenea, în loc de cuvântul prezentare, repet, mulți îl asociază cu o schemă piramidală, pentru că acum, cred că ați observat și voi, suntem bombardați de foarte multe prezentări, tot felul de afaceri sau MLM-uri, nu numai MLM-uri, afaceri în general. Și oamenii deja s-au săturat. Când aud cuvântul prezentare, deja devin reticenți.
puteți să-i spuneți un seminar, o conferință, o sesiune, o prelegere, un eveniment de informare despre niște lucruri, despre niște produse care ne ajută într-un fel sau altul. Da? Nu trebuie neapărat să înțeleagă că omul, dacă vede prezentarea gata, vrem să-i băgăm o afacere pe gât. Sunt mulți care înțeleg așa. Al treilea calup, piramidă, sistem binar, MLM, cumpără. Iarăși sunt trei expresii, cuvinte, care au impact negativ asupra oamenilor. În loc de piramidă, să știți că sunt foarte mulți care în momentul în care, de exemplu, văd sau i-arătați birou virtual și există acolo varianta cu sistemul nostru binar, mulți îl văd sub formă de piramidă. A, sistem binar, piramidă, câștigă doar cel care e acolo sus. Nu! E vorba despre network marketing. Puterea rețelei, puterea comunității. Să fim serioși. Rețea este, de exemplu, și lanțul de magazine Kaufland, ăsta îmi vine în minte acum. Sau Lidl, sau orice altceva. Putem să dăm exemple. Da? De asemenea, MLM, din cauza unor persoane, nu a firmelor, noțiunea de multilevel marketing, de MLM, a devenit o noțiune negativă, pentru că sunt mulți care percep, de exemplu, MLM-ul, a, bun, mă înscrie cineva, eu trebuie să înscriu pe alții, acel cineva care m-a înscris pe mine o să mă bată tot timpul la cap ca să fac cumpărături și așa mai departe. Din nou revin, folosim în loc de MLM sau multilevel marketing, puterea rețelei, network marketing. E ceva mai prietenos. De asemenea, bun, într-un MLM clar că există recompense, bonusuri. Dacă din niște statistici a reieșit clar că noi recomandăm cel puțin 7 branduri zilnic, oricui. Am fost, am mâncat o pizza. O să spunem că ne-a plăcut acea pizza, nu? Și recomandăm pizzeria respectivă sau acel sortiment de pizza. Sau, mă rog, mi-am cumpărat o pereche de pantofi sau un telefon sau orice altceva. Clar că dacă sunt mulțumită, recomand. Mă răsplătește cineva pentru asta? Nu. Dar într-o rețea de network marketing, acest lucru se bonusează. Orice recomandare pe care o faci îți aduce niște beneficii. De asemenea, cuvântul cumpără. Pe mulți deranjează, bun, trebuie să cumperi. Nu. Vrei să obții acest produs, să fie al tău și îi spunem beneficiile. Vrei să-ți îmbunătățești starea de sănătate? Uite, am produsele astea. Și acum, dacă ne cunoaștem produsele, e important să ne cunoaștem produsele, putem să spunem și chiar din experiența proprie ce beneficii ne-au adus sau cum ne-au îmbunătățit sănătatea produsele noastre de la LifeArm. Și să fim serioși, avem puține produse. Da? Nu-i greu să învățăm despre ele. Dar dacă arătăm că, da, ne îmbunătățim starea de sănătate, lucrul ăsta atrage atenția și îi deschide mintea și sufletul spre colaborarea cu noi. Ultimul calup, cumpărătura obligatorie lunară. Omul o percepe că te referi la banii lui. Iarăși un cuvânt probleme, chiar cuvântul problemă. Un alt cuvânt care are un impact negativ este cuvântul obiecție. În loc de cumpărătura obligatorie lunară, putem să spunem autodelivery sau asigurarea continuității tratamentului tău. Fie că e un tratament de sănătate, fie că e un tratament facial, da? Putem să spunem lucrurile astea că omul îl percepe altfel. Iar la autodelivery, dacă folosim expresia autodelivery, spunem exact care sunt beneficiile de acolo. Pentru că nu trebuie să simtă acea cumpărătură lunară ca și o povară. Putem să
vorbim despre suma alocată pentru îmbunătățirea sau menținerea sănătății tale. Câți sunt dispuși să dea o anumită sumă astfel încât să-și îmbunătățească sănătatea sau măcar să-și o mențină? Eu aici pot să dau un exemplu. Mă refer la mine când spun despre produsele noastre, fac comparație cu acele operații pentru implantare de celule stem, da? Unde se dau 10.000 de euro pentru un implant. Ori noi avem aici o mină de aur. Există o sumă, e adevărat, că nu e mică, dar nici foarte mare, dar nici chiar atât de mare încât să, dacă avem nevoie, nu suntem într-o criză de sănătate, nu trebuie să facem un efort financiar foarte mare. Avem la îndemână produsul nostru, care într-adevăr este un produs de top și, atenție, activează celulele noastre stem, ale noastre. Un implant de celule de la altcineva, chiar dacă, de exemplu, este compatibilă persoana respectivă cu noi, s-ar putea ca în timp celulele stem implantate să fie respinse de organismul nostru. Și operația aia care a costat câteva zeci de mii de euro să ne conducă la o altă operație, poate, tot la fel de scumpă sau poate chiar mai scumpă. Dacă noi scoatem în evidență lucrul ăsta, o să vedeți că acea sumă alocată lunar pentru menținerea sănătății noastre, a omului respectiv, nu mai pare atât de mare. Bun, cuvântul problemă. E bine să îl evităm. De ce? Pentru că are un impact negativ în subconștientul omului. Și atunci, mai bine spunem cuvântul provocare. Bun, ne confruntăm cu câteva provocări. O provocare sau depinde. Sună altfel, e mai pozitiv. De asemenea, în momentul în care, de exemplu, interlocutorul nostru simțiți că are o reticență sau are o stare de neliniște în discuția pe care o aveți despre afacere, despre produse, îl întrebați, bun, ai vreo grijă, vreo preocupare, ce te îngrijorează cu produsul sau cu afacerea aceasta? Haideți să ne ocupăm, haideți să vedem cum putem să spulberăm această grijă sau cum putem să ne ocupăm de această preocupare pe care o aveți. Da? Haideți să vedem împreună cum putem să rezolvăm nesiguranța sau grija cu care te confrunți, tu cel din fața mea. Da? Bun, ce cuvinte ar trebui să folosim? Vă rog să le aveți în vedere. Idee. Am o idee pe care aș vrea să ți-o împărtășesc. Da? În loc de cele prezentate anterior, afacere, MLM și așa mai departe, am o idee. Am aflat despre un concept. Am un concept nou. Vreau să-și cer părerea despre el. Să știți că foarte multor prieteni pe care îi aveți, dacă le cereți părerea despre produse, le spuneți, uite ce am aflat, ce părere ai tu? O să vă spună părerea sinceră. Și el se simte important pentru că i-a cerut părerea. Înseamnă că el contează pentru voi. Da? Aveți un concept despre care vreți să-i cereți părere. Proiect part-time. Pe mulți îi sperie, așa cum am spus, ideea de afacere sau chestia de MLM, că trebuie să se ocupe foarte mult de promovare și așa mai departe. Dar dacă îi spuneți part-time, că nu trebuie să renunțe la restul, la ceea ce face, se implică part-time, cât are timp. Da? Sună altfel în sufletul și în atenția interlocutorului. Bun. Ce alte cuvinte să folosim? Părerea ta, perspectiva ta despre afacerea asta. Contează pentru mine. Mie place foarte mult când spun despre produsele noastre, când spun despre afacerea noastră, să cer părerea prietenilor. Chiar îmi place asta.
Deci eu când spun lucrul ăsta, îl spun cu credință. Și o să vedeți că celălalt se deschide. Este mult mai deschis spre discuții. De asemenea, așa cum am spus, abuzați de cuvintele seminar, conferință, prelegere. Doar dacă este un om de afaceri, puteți să-i spuneți așa. Partenerul meu de afaceri și cu mine, ne vedem la o cafea să discutăm o idee. Vrei să ni te alături? E, în cazul ăsta, o să trebuiască să apelați la un sponsor sau un coleg sau un prieten care face parte din echipa LifeHarm să vă ajute. Și pe acea persoană care este un om de afaceri, împreună cu cel pe care îl chemăm să ne ajute, între ei, atenție, niciodată să nu mergeți la o întâlnire mai mult de doi. Pentru că îl speriați. A treia persoană deja îl sperie pe interlocutor. Doi maxim. Da? Doi maxim. Dumneavoastră, voi și sponsorul. Atât. Da? Vrei să ni te alături în discuția asta? Și el o să spună dacă e om de afaceri, o să fie deschis. Deci, o recapitulare. Da? Pe scurt. Să evităm cuvintele cost, preț, taxă lunară, hai să te înscriu, semnează contract, afacere, prezentare, piramidă, sistem binar, MLM, cumpără, cumpărătură obligatorie, lunară, problemă, obiecție. Asta ar fi bine, desigur că sunt poate mult mai multe cuvinte și depinde foarte mult și de interlocutor. Dacă îl cunoașteți pe cel cu care stați de vorbă, atunci, da, vă puteți permite, de exemplu, să folosiți chiar și cuvinte de astea. Dar dacă nu îl cunoașteți, atunci e bine să le evitați. Eu aceste cuvinte le-am ales din discuțiile pe care le-am avut cu alți colegi și din alte MLM-uri. Am observat că aceste cuvinte, într-adevăr, au un impact negativ asupra celor cu care vorbim. Deci dacă vrem să-i avem alături de noi, încercăm să-i evităm. Închei cu un citat al lui Robin Sharma: words can inspire and words can destroy. Choose your well. Cuvintele pot să ne inspire și cuvintele pot să ne distrugă. Tu îți alegi calea. Cam asta este tot în seara asta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și, Corina, te rog, preia.